Bună ziua! Și iată-ne din nou împreună la emisiunea 1-2-3 Milena, împreună cu numerologul Milena Haleț. Încă este vară, încă este luna august, doar că noi în această emisiune vom discuta despre vibrația lunii septembrie. De ce vom discuta și despre vibrația lunii septembrie? Păi pentru că avem ca rubrică vibrația fiecarei zile din perioada 27 august-3 septembrie 2020. Și atunci știm, am tot discutat în emisiunile precedente, faptul că vibrația universală a lunii august este 3 și că vibrația universală a lunii septembrie este 4. Cum e 4? Păi da, este 4. Pentru că vibrația universală a anului 2020 este 4, pentru că luna septembrie este luna noua, pentru că vom aduna vibrația universală a anului 2020 cu luna noua, care este luna septembrie, rezultatul va fi 13, 1 plus 3 înseamnă 4. Deci vibrația universală a lunii septembrie 2020 este 4. Și ce îmi place mie să vă spun mereu și este important să vă spun și să rețineți, faptul că vibrația universală a lunii septembrie din anul 2020 este diferită de vibrația universală a lunii septembrie din anul 2023, să zicem. În această emisiune, vibrația fiecare zile din perioada 27 august-3 septembrie, din cartea Numerologia și Căsătoria, scrisă de Milena Haleț, vom descoperi capitolul Ești hotărâtă să faci marele pas. Și în acest capitol avem data căsătoriei tale este foarte importantă. Păi cum? Păi da! Pentru că data căsătoriei este deosebit de importantă, veți vedea de ce în curând. Și bineînțeles, 2016, Constanța, aleșii noștri, oameni și ei, este o carte cu toți, cu primarii din județul Constanța, înaintea alegerilor din 2016. Apropo de drepturi de autor, veți vedea că va discuta Gigi Haleț, vă va povesti despre ceea ce înseamnă drepturi de autor pentru diversele activități care există. Există și drepturi de autor pentru cărți. Mai nou, noi știm mai de mult, dar mai nou am observat că tot felul de idei ale noastre, ale mele, ale soțului meu, au fost preluate, fie din emisiuni, fie din cărți, fie cărți făcute după modelul cărților noastre și denumite altcumva. Mă rog, nu e frumos, dar se pare că este sănătos pentru unii. De această dată, din cartea Constanța, aleșii noștri, oameni și ei, 2016, pentru că este ultima zi înainte de campanie, vom discuta despre Constanța, municipiul Constanța și Decebal Făgădău, șansele acestuia la alegerile din 27 septembrie. Și pentru că mai este doar o zi până când începe campania electorală, vreau să vă reamintesc faptul că președintele României, Klaus Werner Iohannis, are o vibrație personală a anului 2020, o vibrație personală 5, iar prim-ministrul Ludovic Orban are o vibrație personală a anului 2020, 7, luna septembrie pentru Ludovic Orban, tot vibrație 7, deci lucrurile s-ar putea să nu meargă și să nu se desfășoare chiar așa cum își dorea dânsul, mai ales că și ziua de 27 septembrie 2020 are tot o vibrație 7 pentru prim-ministrul României Ludovic Orban. În ceea ce îl privește pe Klaus Werner Iohannis, președintele României, luna septembrie, ziua de 27 septembrie anului 2020, va avea aceeași vibrație ca
a anului 2020 și ca lunii septembrie 2020, adică o vibrație universală 5, care înseamnă schimbare, care înseamnă o nouă șansă, un nou început, ocazia de a lua totul de la capăt. Despre ce să discutăm mai întâi? Haideți să discutăm despre... voiam să vă spun că înaintea alegerilor din 2016 am scos o carte mai puțin cunoscută dumneavoastră, care a rămas, ca să zic așa, necunoscută celor mai mulți, dar care există, care este scrisă de mine și care se numește Vrabia a reușit. Această carte care se numește Vrabia a reușit, pe care nu o am acum lângă mine, dar pe care vă voi arăta, însumează toate realizările primarului Vrabie din perioada în care a fost primar la Peștera. Am vrut așa, doar să vă spun și vreau să spun că această serie cu primarii care, în care vor apărea toate realizările primarilor din perioada, din întreaga perioadă în care ei sunt primari, va continua și vreau să spun că există drept de autor, cartea a apărut, există drept de autor pentru acel format și pentru acel model de carte, este bine să se știe, aviz amatorilor. În ceea ce privește, revin la Constanța, aleșii noștri oameni și ei 2016 și la municipiul Constanța, în perioada 2012-2016, în Constanța viceprimari erau Costin Ioan Răsăuțeanu, Stan Gabriel Marius, iar primar Decebal Făgădău. La direcția financiară era Mariana Marcela Frigioiu, direcția administrație publică locală Pânzariu Irina Roxana, direcția programe și dezvoltare Merlă Ani Viorica, direcția tehnică achiziții director adjunct Nanu Daniela, direcția patrimoniu era gospodarul Georgiana, la direcția servicii publice Laciu Vascu Mădălina, direcția gospodărie comunală Trașca Aurora, direcția corp control director adjunct Pripiș Ionuț, direcția poliție locală director adjunct Bratu Daniel, serviciu public asistență socială Mereuță Emil, direcția urbanism arhitect șef Tănase Luiza Elena, direcția organizare evenimente Pătrașcu Liviu, direcția administrare domeniu public și privat Dudaș Camelia, direcția informatizare Stamat Adriana. Bineînțeles, din perioada 2012-2016 și până în prezent s-au schimbat o parte dintre șefii serviciilor. Nu toți. Spre exemplu, la direcția programe și dezvoltare, director executiv a rămas Merlă Viorica Ani. Consiliul local din perioada 2012-2016... consilieri Ali Denis, Ciorbea Valentin, Cojoc Marioara, Dobre Mircea, Georgescu Daniel, Ibrahim Temur, Onciu Carmen, Papari George Daniel, Pârvulescu Gabriel Valentin, Răsăuțeanu Costin Ioan, Vișan George Gabriel, Chirondojan Vasile, Lixandru Ion Virgil, Matei Radu Bogdan, Chesoi Tudorel, Jim Astelian, Roman Justin Fabian, Tușa Sorina, candidatul Gabriel, Dede Perodin, Surghie sau Surghie Valentin Mihai, Ene Valeriu Iosif, Roșu Vasile și Trandafir Raluca. Au fost o mulțime de proiecte cu finanțare națională finalizate. Dintre acestea amintim pasarela și pontoane de acostare a embarcațiunii Agrement în stațiunea Mamaia, reabilitare și modernizare piațeta și promenada Casino Mamaia, reabilitare și reamenajarea promenadei Casino Club Castel, proiecte de amenajare și reabilitare a zonelor verzi, reparații curente, terenuri de sport. Mai puțin contează, cei mai mulți dintre dumneavoastră vedeți, vă plimbați prin Constanța, sunteți sau nu sunteți mulțumiți de ceea ce se întâmplă
în municipiul Constanța în acest moment. Eu, pentru că fac astfel de cărți, pentru că lucrez cu primarii, pentru că știu cât de greu este să fii primar și cât de dificil este să-ți asumi responsabilitatea gesturilor tale, m-am ferit din a judeca din punct de vedere politic primarii de municipii, de comune, primarii orașelor. Este adevărat că în municipiul Constanța, în ceea ce privește, tot am citit, proiecte de amenajare și reabilitare a spațiilor verzi. Păi încercați să mergeți la intersecția de la Dacia și veți vedea acolo, chiar în intersecție, un spațiu verde care seamănă, care îi arată mai rău decât orice spațiu verde dintr-o casă părăsită. Probabil că acele floricele puse cândva, care acum sunt veștejite și cavai de ele, costă foarte mult. Probabil că a fost greu să pună acolo și un strat de iarbă, de gazon, de ceva. Cert este că nu este singurul spațiu verde care arată ca și cum ar fi sfârșitul lumii. Decebal Făgădău, data nașterii 14 martie 1973. Calculăm împreună cifra destinului. Vă mai amintiți? Cifra destinului se calculează adunând fiecare cifră din data nașterii în parte, rezultatul adunându-l succesiv până în momentul în care va fi format dintr-o singură cifră, ținând însă cont de celelalte două cifre dinainte. Adică, vă explic acum. 14 martie 1973, calculăm împreună. 14.03.1973. 1 plus 4 plus 0 plus 3 plus 1 plus 9 plus 7 plus 3, da? 5, 8, 18, 25, 28. 2 plus 8, 10. Deci, 1 din 1 și 0. 1 plus 4, 5, 8, 18, 25, 28. 2 cu 8, 10. 1 din 1 și 0 are cifra destinului și cifra zilei de naștere este 5, 1 plus 4, 5. Cifra destinului este cea mai importantă cifră din întregul profil numerologic și ne oferă informații generale despre trăsăturile de caracter ale unei persoane. Este bine de știut că tot ceea ce înseamnă caracter este imposibil de schimbat, dar există trăsături de caracter pe care alegem în funcție de situație, în funcție de evenimente, ca urmare a unor traume, alegem să nu le mai folosim. Și atunci există, sau pentru astfel de situații, există psihologul. Psihologul care nu ne ajută să ne schimbăm, ci psihologul care ne ajută să ne regăsim. Psihologul care ne ajută să găsim în noi, să regăsim în noi acele trăsături de caracter lăsate, închise, uitate și să le folosim, să învățăm să le folosim, să învățăm să ne cunoaștem, să ne recunoaștem și să trăim și cu acele trăsături de caracter care ne pot fi deosebit de utile și pe care, dintr-un motiv sau altul, am ales să le închidem, să le izolăm sau, pur și simplu, în urma unei traume, au dispărut acolo undeva, într-un colțișor, într-un sertăraș al sufletului nostru. Cifra zilei de naștere este a doua ca și importanță numerologie și ne oferă informații din nou despre caracter, despre caracterul unei persoane. În cazul lui Decebal Făgădău, cifra zilei de naștere este 5. Numele pe care îl purtăm ne influențează comportamentul. Ei, aici avem posibilitatea să manipulăm, avem posibilitatea să jonglăm, avem posibilitatea de a alege, avem posibilitatea să alegem dacă este cazul, cum să ne comportăm într-o situație, cum să nu ne comportăm. Putem alege
să-i rugăm pe ceilalți să ne apeleze folosind un anumit apelativ sau nu. De ce spun asta? Pentru că este posibil ca cineva să vrea să obțină de la noi anumite lucruri folosind un anumit comportament pe care noi îl vom avea în momentul în care vom fi apelați într-un anumit fel. Spre exemplu, dacă pe Decebal Făgădău îl apelezi Decebal, comportamentul său va fi unul. Dacă îi spui domnule Făgădău, comportamentul său se va modifica. Dacă unei persoane îi spui ursuleț, va avea un comportament. Dar dacă, să zicem, că vrei să obții de la acea persoană un comportament serios, pragmatic, realist, muncitor, și acea persoană, în mod obișnuit, este o persoană iute, ușor nestatornică, o persoană care se plictisește repede, o persoană căreia nu-i plac sarcinile repetitive, și acea persoană însă este angajată pentru a duce până la capăt un anumit proiect. Un proiect stufos, un proiect dificil, un proiect care presupune atenție la detalii, un proiect care presupune muncă susținută și posibilitatea și capacitatea de a sta mult la birou pentru a verifica, pentru a răzverifica, pentru a disemina, pentru informații. Și atunci cum facem? Păi folosim în perioada în care acea persoană are de dus până la capăt acest proiect dificil, folosim un apelativ a cărui vibrație să fie 4 sau 8. De ce? Pentru că vrând nevrând, persoana respectivă, apelată pe un prenume, să zicem, a cărui vibrație este 4 sau a cărui vibrație este 8, se va comporta automat asemenea unei persoane cu o cifră 8. Adică, să zicem, acea persoană va fi atentă, va fi serioasă, va fi atentă la detalii, va fi disciplinată, va fi ordonată, va fi organizată. Dacă vom folosi o cifră, un prenume care are o vibrație 4, atunci, din nou, va verifica de mai multe ori informațiile, nu se va pripi, se va organiza din nou, se va focusa pe ceea ce are de făcut. Este foarte, foarte important. Există în numerologie și acea cifra personalității, care este cumulul dintre caracter și comportament, adică cifra destinului adunată cu cifra numelui complet, și vedem ce poate realiza cel mai bine acea persoană. Numele complet și cifra personalității se pot modifica. Cifra personalității se modifică mai ales în cazul fetelor. Există însă și bărbați care, după căsătorie, adaugă numelui lor și numele de familie al fetei. Dar, de cele mai multe ori, fetele, după căsătorie, se simt ele bine, se simte și viitorul soț bine, se preia, este un obicei, cel puțin la noi în România și în multe alte locuri, de a se prelua numele de familie al soțului. Odată cu preluarea numelui de familie al soțului, se modifică, evident, comportamentul femeii. Este o perioadă, perioada de tranziție este foarte dificilă, pentru că fata nu mai știe. Nu se mai regăsește, nu mai știe cine este. Este și domnișoara X, fiind în același timp și doamna Y. Mai rău, este doamna Y, având încă obiceiuri, sentimente, comportamente ale domnișoarei X. Și ea nu mai știe cine este, cum este, ce se întâmplă cu ea. Este bulversată, este amețită, nu mai vorbim despre el. El, băiatul, el, proaspătul, el, generica, el, proaspătul soț, fericit, îmbătat de bucuria realizării și al faptului că a trecut peste toate emoțiile nunții, a trecut peste toate gândurile legate de ce va face, cum va face după căsătorie. El,
este distrus. Este distrus pe bune. De ce? Pentru că nu înțelege ce se întâmplă cu ea. Pentru că nu mai găsește pe ea. O găsește pe ea cea de acum. Nu o găsește pe ea cea de atunci. Pentru că, vedeți dumneavoastră, ea cea de atunci este cea pe care a vrut-o el să fie și acum. Și nu mai este. Nu mai este pentru că ea cea de atunci a preluat numele lui și a devenit ea cea de acum, care nu mai seamănă cu ea cea de atunci și care este cu totul altfel. Are o altă cifră a personalității, brusc are alte gusturi, brusc are un alt comportament, brusc nu-i mai spune băiețel frumos așa și drăgăra și spune băiețel, ce ți-am spus eu ție? Ăsta este doar un exemplu picuț. Nu-i mai plac pantalonașii lui cu îndungulițe și nu-i mai plac nici cămășile cu floricele. Brusc vrea cămăși unii și vrea pantaloni pentru el de om serios. Nu-i mai place să meargă la plimbare pe malul mării de mână și vrea în restaurant, unde este lume multă, să vadă, dragă, cât de bine o ducem noi doi. Sunt grei primii ani. Unii se adaptează, alții nu. Cei care nu reușesc să se adapteze sunt ghinioniștii, care nu au nici măcar, să zicem, compatibilități de caracter. Dacă vă dați seama, dacă după căsătorie se schimbă personalitatea fetei, se schimbă comportamentul, se schimbă cifrele acestea și dacă, să zicem, compatibilitatea era pe comportament sau era la capitolul personalitate, atunci s-a dus naibii totul. S-a dus visul de iubire pentru că dispare compatibilitatea, nefiind compatibilitate de caracter care este permanentă, totul este dificil. De aceea este bine să apelați la un numerolog, la un numerolog serios, da? Pornim de la premisa că numerologii ar trebui să fie serioși, dar cu siguranță cel pe care îl aveți dumneavoastră acum în fața dumneavoastră este un numerolog serios cu vechime multă, cu o primă carte tipărită și scoasă pe piață în anul 2007, iată, că tot îmi place mie când aud la televizor acest iată și la știri, acum 13 ani, un numerolog cu multe cărți, cu personalități în viață, cu primari în viață, cu o experiență de câteva sute, este puțin să spun, câteva sute de clienți în vreo 16-18 ani de activitate de numerolog. Ne întoarcem la numerologia și căsătoria imediat după ce terminăm descrierea numerologică a primarului din Constanța, Decebal Făgădău. Știe ce vrea, știe ce poate, este activ și energic, uneori agresiv, alteori dominant, din cauza cifrei destinului 1 din 1 și 0, așa cum stabilisem noi că este, nu uitați, născut la 14 martie 1973. Deci, uneori agresiv, alteori dominant, întotdeauna bun partener. Face parte din echipă fără a-i se identifica. Oscilează între acțiunea rapidă, imediată și așteptarea îndelungată a momentului propice pentru a acționa. Curajos și îndrăzneț, preferă să rezolve totul singur. Știe că el își este cel mai apropiat partener. Comunică ușor, e versatil și rapid în gândire. Dumneavoastră ați văzut, ați ascultat discursurile lui Decebal Făgădău, să le ascultați. Discursurile lui Decebal Făgădău sunt absolut superbe. Deci fără niciun fel de glumă, n-am niciun fel de contract cu Decebal Făgădău, așa cum nu am niciun fel de contract cu niciun alt primar din județul Constanța, de niciun fel. Și atunci îmi este foarte simplu să vorbesc despre ei. Deci are un discurs superb. Dacă tot ce ar urma acestui discurs superb ar fi la fel de superb ca și discursul său, cred că toată Constanța l-ar vota fără a se gândi la ceilalți candidați.
Repet, comunică ușor, e versatil și rapid în gândire din cauza cifrei zilei de naștere 14, care înseamnă 5. Analitic, este un vânzător strălucit. Se pricepe să-și prezinte bine imaginea. Convingător, spune doar ceea ce trebuie și niciodată nu pierde momentele importante. Poate lucra în orice condiții, nu este deranjat de stările conflictuale ori stresante. Curios. Curios. Curios vede tot ceea ce se întâmplă în jurul său. Adică, vreți să spuneți că vede și intersecția aceea de la Dacia? Da. Nu este deranjat de stările conflictuale ori stresante. Spuneam asta și asta nu e bine. Este adaptabil, e greu să greșească vreodată, perspicace și analitic, îi vede pe ceilalți așa cum sunt ei în realitate. Are cifra zilei de naștere 5 pentru că are ziua nașterii 14. În ceea ce privește vibrația, pentru că vibrația localității în care ne desfășurăm activitatea, a municipiului, a orașului, a comunei în care locuim, ne influențează stilul de viață, ne influențează starea de spirit, ne influențează modul în care ne finalizăm proiectele, ne influențează modul în care ne simțim în fiecare zi, în fiecare minut, în care ne ajută să facem sau să nu facem proiecte într-o anumită localitate, să avem sau să nu avem zvânc, să avem sau să nu avem nervi. E important să știm care este vibrația localității și să știm ce urmărim atunci când ne mutăm într-o anumită localitate. Adică, na, dacă eu, spre exemplu, vreau să locuiesc la Pecineaga, trebuie să știu și neaga. Să știu ce anume vreau. Dacă vreau liniște, dacă vreau să fac afaceri, dacă vreau să mă relaxez, dacă vreau să leg prietenii, pentru că funcție de vibrația localității respective, voi reuși sau nu să fac ceea ce doresc. Da? Să zicem vibrația municipiului Constanța, că vorbeam despre Constanța. Trecem, scrie mare Constanța și ținem cont de vibrația fiecarei litere, adunăm fiecare valoare vibraționară a fiecarei litere în parte, succesiv până când rezultatul va fi format dintr-o singură cifră. C vibrație 3, O vibrație 6, N vibrație 5, S vibrație 1, 2, T vibrație 2, A vibrație 1, N vibrație 5, T vibrație 2, A vibrație 1 și acum le adunăm. 9, 8. Vibrația municipiului Constanța este 8. Asta înseamnă că este o localitate bună în care poți câștiga bani mulți, în care îți poți deschide o afacere, pentru că șansele de a realiza, de a avea succes în Constanța sunt mari. Atenție! Vibrația comunei, vibrația municipiului Constanța fiind 8, 8 înseamnă și războaie, 8 înseamnă și nemulțumire, 8 înseamnă că este foarte greu să găsești în municipiul Constanța, în orașul Constanța, în localitatea Constanța, oameni mulțumiți. Fie vor fi nemulțumiți pentru că nu este, că iarba s-a uscat la intersecția de la Dacia, fie vor fi nemulțumiți pentru că muzeele, teatrele, cazinoul, tot ceea ce înseamnă cultură în Constanța este la pământ, fie vor fi nemulțumiți pentru că tot ceea ce înseamnă restaurante, hoteluri nu funcționează cum trebuie și ceva nu este în regulă pentru că primarul nu îi susține, fie vor fi nemulțumiți pentru că pur și simplu mașinile de pe stradă sunt prea multe și cam încurcă, sau sunt nemulțumiți pentru că nu le plac ochii vecinilor. Deci, în orașul Constanța, în localitatea Constanța, oamenii se vor lupta între ei. Oamenii vor fi nemulțumiți. Oamenii își vor scoate săbile și se vor duela de la primele cuvinte. Nu vă așteptați să fie liniște
într-un oraș cu o vibrație, într-o localitate cu o vibrație 8. De altfel, vibrația României este tot 8. Și atunci nu vă așteptați ca românii să fie vreodată mulțumiți. Pentru că 8 înseamnă, în primul rând, nemulțumirea. Pentru că 8 înseamnă atenție la detalii. Pentru că 8 înseamnă faptul că văd ce este în ochiul celuilalt și nu văd paiul din ochiul meu. Atenție însă, nimic în România sau în Constanța, care au vibrație 8, nu va veni pe tavă nimănui, pentru că 8 înseamnă în același timp după faptă și răsplată, pentru că 8 nu înseamnă și nu va însemna niciodată pică, pară, mălăiață în gura nătăfleață. Dacă vrei să faci afaceri în Constanța, dacă vrei să ai realizări și ai toate șansele să ai realizări, muncește. Dacă muncești în Constanța și nu încerci să furi și nu încerci să-i păcălești pe alții, în Constanța ai realizări, atenție, cei care fură, cei care păcălesc, cei care se bucură că trăiesc o perioadă pe spinarea altora sau că îi păcălesc pe unii sau că îi trag pe sfoară pe alții sau lasă, l-am păcălit eu pe Gigi, să vezi ce i-am făcut, i-am dat doar atâta din cât ar fi trebuit să-i dau și nu mai fac. Păi da, dar 8, care este vibrația localității Constanța, e după faptă și răsplată. Așa că cei care umblă cu tot felul de furtișaguri, cei care umblă cu tot felul de măgării, la un moment dat vor ajunge să plătească pentru lucrurile necurate pe care le fac. Dacă munciți, dacă aveți sufletele curate, dacă sunteți hotărâți să faceți afaceri și vreți să faceți și bani și să aveți realizări, veniți în Constanța, faceți afaceri în Constanța pentru că este o vibrație bună, faceți afaceri în România pentru că are o vibrație bună pentru așa ceva, dar fiți serioși, fiți corecți și fiți loiali. În astfel de situații veți fi feriți de marile ghinioane. Altcumva, mai devreme sau mai târziu, veți ajunge să plătiți tributul pentru toate relele pe care le-ați făcut. Nu pentru că vă spune Milena, numerologul Milena, nu pentru că vă spune Milena Haleț, ci pentru că asta este numerologia și pentru că asta este vibrația 8 și asta înseamnă. Revenim. 2020, campanie electorală, imediat, peste o zi, 2020, alegeri locale, 27 septembrie. Decebal Făgădău, cum calculăm vibrația personală? Cum o calculăm? Mai țineți minte? Adunăm ziua nașterii cu luna nașterii, până când rezultatul e format dintr-o singură cifră. În cazul lui Decebal Făgădău, ziua nașterii este 14, 1 plus 4 înseamnă 5, luna nașterii este martie, adică a treia, 5 plus 3, 8. Această cifră 8, care vă tot spun eu că înseamnă și cifra obiectivelor, se mai numește și cifra obiectivelor. Această cifră a obiectivelor 8 ne și spune, ne și indică drumul pe care ar trebui să-l alegem în viață pentru a fi feriți de ghinioane. În cazul lui Decebal Făgădău, drumul este 8, adică să facă bani, adică să facă afaceri, adică să fie atent la detalii. Să aleagă eventual o carieră militară, să se facă procuror, să se facă judecător, nu știu, cert este că ar trebui să aleagă să facă bani. Eu nu știu. Pur și simplu nu știu dacă Decebal Făgădău face sau nu face bani. Dacă urmează, sau fiecare dintre noi care va urma drumul pe care îl indică cifra obiectivelor, va reuși să fie ferit de marile ghinioane, ceea ce este foarte important. Pentru a divaga puțin și mă iertați, vom reveni imediat la Decebal Făgădău și la vibrația personală a anului 2020 și pentru el. Îmi aduc aminte, cu câțiva ani în urmă, o doamnă m-a apelat foarte îngrijorată, divorțase și nu știa ce se întâmplă cu ea. Era patroana unei agenții imobiliare care în acea perioadă a căzut foarte mult, a căzut brusc, brutal și nu înțelegea ce se întâmplă și de ce se întâmplă lucrul acesta. Divorțase,
După ce a divorțat, bineînțeles că și-a schimbat comportamentul, și-a schimbat numele, a revenit la numele pe care l-a avut anterior și-a schimbat comportamentul. Schimbându-și comportamentul, bineînțeles că modul de abordare al celor din jur se schimbase, se modificase. Nu doar atât. Este important să știți, este important să vă spun, numele pe care îl purtăm nu ne influențează doar comportamentul, ci aduce în viața noastră o serie de evenimente. Există un calcul în numerologie care se numește tranzit evenimente și pe baza căruia putem afla cum ne influențează comportamentul, evenimentele care vor urma în viața noastră, care este vibrația evenimentelor și cât de bine este să știm și cât de mult ne putem feri. Revenind la doamnă, după ce i-am calculat, după ce am hotărât că ar fi totuși bine să își adauge un prenume numelui complet pe care îl avea acum, am întrebat-o un lucru foarte important care era legat de cifra obiectivelor sale. Cifra obiectivelor sale care, evident, nu se schimbase, n-avea cum, pentru că n-ai cum să schimbi data nașterii, luna nașterii și tot așa. Cifra obiectivelor sale pe care n-o mai respecta după ce a divorțat, nerespectând cifra obiectivelor, nemergând pe acel drum pe care de cele mai multe ori îl simțim, în legătură cu care știm, în legătură cu care sau despre care am aflat o mulțime de lucruri, da? Dacă nu respectăm cifra obiectivelor, pornesc ca se prăvăli peste noi tot felul de ghidioane. În cazul lui Decebal Făgădău, cifra obiectivelor sale este 8. Dacă nu are prea multe ghinioane, înseamnă că urmează această cifră a obiectivelor, că este atent la detalii, că știe să facă bani, că este suficient de zgârcit, că dă banii mai greu și tot așa. Însă, pentru a calcula vibrația personală a anului 2020, avem nevoie de cifra obiectivelor, care am stabilit că este 8, plus la care se adaugă, prin adunare, vibrația universală a anului 2020, care este 4. 8 plus 4, 12, 1 plus 2, 3. Of, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că anul 2020 are pentru Decebal Făgădău o vibrație universală 3, care este vibrația norocului, care e vibrația riscului, dar îndeosebie vibrația norocului este ceea ce ne interesează pe noi în această campanie electorală. Îmi amintesc că în 2009, când au fost alegerile, când au fost alegerile prezidențiale, Traian Băsescu era foarte apropiat de contracandidatul său și era atât de apropiat încât cifrele erau identice. Eram disperată că nu se poate ca eu să nu pot afla din numerologie, cu ajutorul numerologiei, folosind calcule numerologice, să nu pot afla care va fi câștigătorul acelor alegeri prezidențiale din 2009. Și am reluat toate paginile de calcule numerologice. Ele sunt vreo 3 pagini A4 de calcule numerologice, care ulterior desfășurate se transformă, transformând cifra în cuvânt, se transformă în foarte multe alte pagini. Dar, uitându-mă din nou peste cele 3 pagini de calcule ale lui Traian Băsescu și pe cele alte 3 pagini de calcule numerologice ale contracandidatului său, am descoperit un lucru important și mi s-a înseninat sufletul. Ce? Vă spuneam puțin mai devreme despre acel calcul care se numește tranzit evenimente. Tranzit evenimente care se calculează pe baza numelui complet. Și vă spuneam eu că numele ne influențează comportamentul, dar nu ne influențează doar comportamentul, aduce în viața noastră o serie de evenimente. Ei bine, în acea perioadă, inclusiv în perioada alegerilor, în acel an 2009, Traian Băsescu, la capitolul tranzit evenimente, avea o vibrație 3, care era vibrația norocului. Spre deosebire de contracandidatul său, care n-avea acel noroc la tranzit evenimente, era singurul calcul dintre toate celelalte în care
care putea departaja cumva, din care îți puteai da seama care dintre cei doi va fi câștigător. Traian Băsescu, despre care bănuiesc că v-am tot spus, n-are nicăieri cifra 3, adică lui lipsește această cifră 3, care este cifra norocului, care este cifra riscului. Mulți ar spune că Traian Băsescu riscă. Traian Băsescu muncește, Traian Băsescu calculează, Traian Băsescu verifică. Tot ceea ce vi se pare dumneavoastră ca fiind spontan la Traian Băsescu este enorm de bine gândit, este enorm de bine calculat. Și nu spun asta doar pentru că, să zicem, mi-e drag mie de Traian Băsescu. Și da, recunosc, mi-e drag mie de Traian Băsescu, așa cum este el, dur, așa cum îi omoară el pe toți aia care muncesc pentru el până nu mai pot, după ce nu mai sunt în stare, flit. Așa este el. Dar este pragmatic, este realist, este cu picioarele pe pământ, când e treabă de făcut, face treabă și taie și în carne vie. Revenind la transit evenimente, la vibrația 3, că am vrut să vă explic ce înseamnă vibrația 3. Bineînțeles că în cele din urmă, Traian Băsescu a câștigat alegerile prezidențiale cu acel 3 care însemna noroc, care însemna câștigarea scaunului de președinte. În ceea ce îl privește, revenind la Decebal Făgădău, vibrația anului 2020, vibrația personală a anului 2020 este 3, care înseamnă noroc. Vibrația personală a lunii septembrie 2020 este 3, care înseamnă noroc. Vibrația personală a zilei de 27 septembrie 2020 este 3, care înseamnă noroc. Deci nu cred că este nevoie să vă spun mai mult de atât. Deși este cazul să vă mai povestesc, să aduc vorba despre o întâmplare, cred că 2004. Uite, vedeți? Nu mai știu. Cred că 2004, da, 2004-2008 a fost primar la Megidia Dumitru Moinescu. Sigur că da, pentru că în 2005 Haleț l-a ajutat, bineînțeles și în 2006 l-a ajutat pe Dumitru Moinescu să organizeze, dar în 2005 prima ediție a festivalului muzică ușoară Dans cu trofeul Dans Pătaru. La alegerile din 2008, bineînțeles, calculez pentru primari fiecare zi în parte, fiecare lună în parte și vibrația din luna alegerilor. Știți ce vibrație a avut Dumitru Moinescu în ziua alegerilor? Vibrație 3. Vă amintiți ce vă spuneam eu despre 3? 3 înseamnă noroc, evident. Norocul nu este cel pe care ni-l dorim noi. Norocul este acel lucru care ne face nouă mai bine, acel lucru care aduce mai binele în viața noastră. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în condițiile în care Dumitru Moinescu ar fi rămas primar la Megidia, ar fi fost rău pentru el. Nu știm din ce motive. Am aflat ulterior că au fost și niște probleme de sănătate, nu contează. Cert este că pentru Dumitru Moinescu, norocul a însemnat să piardă alegerile de primar, alegerile locale la Megidia în anul 2008. În ceea ce îl privește pe Decebal Făgădău și contracandidații săi, sunt puțin contracandidați care să aibă cifre atât de bune ca ale lui Decebal Făgădău. Măcar atâta lucru să vă spun. Dacă ești hotărâtă să faci marele pas, trebuie să fii foarte, foarte atentă. Cu siguranță nu voi avea timp să vă povestesc despre marele pas prea mult în această emisiune, dar haideți să vă citesc puțin începutul acestui capitol. Ești hotărâtă să faci marele pas? Data căsătoriei tale este foarte importantă. Cu emoții, cu griji, cu lacrimi în ochi și cu glasul sugrumat, cu picioarele tremurânde, pornești pe un drum al naibii de important. Prietenele tale deja căsătorite se bucură. Ha! În cele din urmă vei înțelege și tu prin ce trec ele zilnic. Cele singure te invidiază zâmbindu-ți amar. Te faci că nu înțelegi, că nu observi semnele, te prefaci curajoasă. Faci 3 cruci mari, te rogi la soare, la lună, invoci stelele, sfinții cunoscuți și începi pregătirile pentru nuntă.
e musai ca totul să iasă perfect. Și pentru că este musai ca totul să iasă perfect, este și musai ca eu să vă citesc despre și să vorbesc despre acest capitol în întregime în emisiunea viitoare. Până atunci vom discuta despre vibrația zilei. Soțul meu, care este lângă mine, nu este chiar lângă mine, aici a scris mare pe o coală de hârtie vibrația zilei și a tot ținut-o. Eu o văzusem, știam, calculasem că urmează, dar el s-a speriat văzând că mai sunt doar aproximativ 5 minute din emisiune și eu n-am vorbit despre vibrația zilei. Păi ce faci, măi? Uite, vibrația zilei. 27, perioada 27 august, 3 septembrie 2020. Am stabilit că în august vibrație 3, septembrie, v-am spus la începutul emisiunii, vibrație 4. Vom fi mai serioși, parcă ne vor mai ieși gărgăunii din cap, parcă ne vom gândi mai clar la ceea ce avem de făcut, poate că ne vom gândi mai mult și la faptul că acest pârdalnic de coronavirus, de COVID, este tot mai puternic și că de noi depinde să facem în așa fel încât lucrurile să fie mai simple, să fie mai ușoare și să încercăm cumva să scăpăm pe cât posibil de infecția cu el. Septembrie, vibrație 4, așa cum vă spuneam, joi. Joi 27 august, vibrație 3, aproape că nu mă interesează că este ziua de azi, este o zi norocoasă, dar vineri 28 august este vibrație 4. Aveți ocazia să cumpărați case, terenuri, bunuri imobiliare, este o zi în care vom fi cu toții mai serioși, mai muncitori. Păi e foarte bine, chiar dacă este sfârșit de săptămână, încercați să vă puneți lucrurile și planurile în aplicare, încercați să munciți mai mult, veți și putea să munciți, mai ales că vor urma două zile de concediu pe care probabil că foarte puțini dintre dumneavoastră le vor rata. Sâmbătă 29 august, vibrația este 5. Așa cum vă spuneam, ne îndeamnă la călătorii, ne îndeamnă la plimbare, ne îndeamnă la impulsivitate, ne îndeamnă la aventuri, ne îndeamnă la minciuni, ne îndeamnă la lene, ne îndeamnă la aiureală, la zăpăceală, la cheltuieli. Atenție, cheltuieli suplimentare, atenție, dacă aveți lucruri importante de făcut, citiți de mai multe ori tot ceea ce trebuie să semnați. Sau, dacă puteți evita, amânați pentru mâine semnarea, adică pentru ziua următoare, adică pentru duminică, semnarea contractelor importante, pentru că vibrație 5 înseamnă superficialitate. Vibrație 5 înseamnă și o nouă viață, un nou început, înseamnă și schimbare. Înseamnă și schimbare de job, înseamnă și schimbare de loc, înseamnă și schimbare de viață și schimbare de mod de a vedea lucrurile. Duminică 30 august, vibrație 6. E acest 6 despre care eu vă spun mereu că înseamnă dragoste, căsătorie sau divorț. Adică pentru cei a căror căsnicie șchioapătă, da? Este o zi foarte bună pentru hotărâri importante legate de o despărțire. Pentru cei care se iubesc, este o zi perfectă pentru căsătorie. În orice caz, este o zi bună pentru asumarea responsabilității faptelor și pentru a petrece în familie. Luni 31 august aveți mare grijă, este o vibrație universală 7. Vom fi mai căpoși, mai ciudați, mai ciupfuți, mai retrași, mai greu de înțeles. Marți, din nou, vibrație 5, dar este marți, 1 septembrie 2020, vibrație 5. Aveți mare grijă la tot ceea ce se întâmplă în jurul dumneavoastră și în jurul nostru în general, vom fi superficiali. Miercuri, 2 septembrie, vibrația 6, care ne ajută să ne luăm pe umeri tot mai multe responsabilități, iar joi, 3 septembrie, cu vibrația universală 7, mare, mare grijă că 7 înseamnă retragere în sine, 7 înseamnă încăpățânare, o relație deosebită cu divinitatea, dar înseamnă și faptul că vom respinge orice sfaturi am putea primi. Până săptămâna viitoare, când sper să ne revedem sănătoși la o nouă ediție a emisiunii 1-2-3 Milena cu numerologul Milena Haleț, vă doresc să aveți grijă de dumneavoastră, să fiți responsabili, să fiți implicați, să vă gândiți la cei de lângă dumneavoastră, să purtați mască și
imediat după această emisiune să urmăriți emisiunea Ce frumos e la noi cu Gigi Haleț, în care Gigi Haleț vă va povesti o mulțime de lucruri, vă va citi din George Topârceanu, poetul și muza, vă va povesti despre drepturile de autor, vă va povesti despre o mulțime de lucruri, nici nu mai știu câte, că sunt atât de multe și atât de frumoase, despre o mulțime de lucruri. Nu poate să vorbească prea mult despre politică, pentru că el candidează pentru funcția de consilier județean. Până săptămâna viitoare, să vă iubiți, la revedere!